Cine știu, voi v-ați apropiat sau v-ați atins, vor vă risc-o de luna aceasta, din anul acesta. Haideți. Celălalt s-o atins, măcar, sunteți în zona și scump. Este atât profil. Este zona ce vierge, așa e? Tot o să vă spun. Ce spune, cum e zona ce? Ce înseamnă zona ce? E zona 10 puncte. Când piața ajunge 10 puncte, la atât profil. Așa și voi, să ați ajuns în zona ce? Să mai găsi mult. Hai, să vă atingeți. 10 puncte. Ce spune? 500 puncte, da? Despre proapte. Ok. Suntem într-o carte. Știți, este așa, în moment, toți vreți cucerească interesul. Deci nu înțelegeam din ce motiv toți tind să cucerească. Și în anul 1951, un om simplu, vânător ca noi, a avut scopul să cucerească interesul. Am început cu unul de primii doi ani, era Edmund Hillel. S-a dus prima încercare. Și în prima dată știți că nu se primește. Ceva n-a s-o în cap. Dar cam așa la toți, nu? Toți au scris o tranzacție și mai dat de ceva n-a făcut. Ce-a făcut? Doar știe din lui. Știe că la mijloc de Everest, mulți ce-a făcut. O de ce dat? Dar totuși dorința asta la noi, la oameni, să ne atinge scopul. Tine înainte mai mare, așa-i? Dumnezeu încerca pe un an. Încerca pe un an din nou să cucerească Everest. A doilea an, la fel, doar cu câțiva metri, mai sus vreau cu piatră. Și a doilea au avut a doilea eșec. Ca de obicei, oamenii ce fac după a doua eșec? Ca să mai dea în jos. De ce? Gândesc că nu le-mi ajută. Putem? De ce motiv oamenii? Psihologic cedează. Psihologic cedează. Într-un fel să gândesc că mă gândesc, dar... Mă gândesc de troiță, așa că trebuie din ce fel așa, de-o așa. Nu fac corect. Mă, ce-a făcut dumneavoastră? Am încercat tot să luat pe principiul acesta. Am încercat trei ori. Trei ori să cucerească virus. Și după a treia încercare, ce fac? Cum a zis? O cucerit sau nu știți? Da. O cucerit. Și dacă o cucerit, cum e virus, ce s-a întâmplat? S-a atins scopul. S-a atins scopul. Și ce l-ați oamenii ce-a văzut? E posibil. Știți așa în moment, dacă noi, oamenii, de ce avem nevoie? Să ajung unul. Dacă unul cucerit, înseamnă ce? E posibil. Poți să știi la toți. Așa și la noi. Știți că la, la lecția 15 învățăm acolo, sunt și porunci. În tranzacționare s-a părut dar intențat acolo. Și una din bazele acestea este așa un moment. Nu tranzacționa fără stop. O țineți minte? Da. 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 Ok. Știți că dacă scopul acesta, nu ce definești anume, ce e punctul ei la scop? Să acumulăm anumite puncte. Să acumulăm anumite puncte. Doar că scopul ați observat, el este știi când e lungat, este mult timp. Sunt momente, mai am ce faci. Când ai un scop, nu știu, termin mai scurt, dar un. Când ai un timp lung, la jumătate ce faci, dai bătut. Că de ce oamenii dau bătut? Vă place că e psiu. Nu mai fiți. Manierul. Istoria, nu știu. Istoria, vă place. Cât timp i-a trebuit lui domnul Gela ca să facă regele ce? Vreo 5 ani. 5 ani? Nu, mai mult. Regeta el o cunoștea. Adică nu cunoșteam. Ca să fie acceptat și să fie foarte mult timp. Nu, nu, pare că ajunsese la, pe, la vârsta de pensionare. Da. De... Abia la 65, a? Da, la 65. Practic noi tot cunoaștem, așa e? Noi toți cunoaștem, tranzacționare, tot. Doar ceva în ea și nești, tot din ea, înseamnă că este dorință, scopul acesta. Și spunea lui, trebuie 65 de ani, scapte, să o dai viziunea lui. Era, este o recet simplu, că a dat viziunea în viață, la toți oameni. Aceeași situație, în tranzacționare. Mă tot ne pun la principiul celălalt, nu tranzacționa fără scop. De ce? Să tranzacționează fără scop. Eu nu cred că ar cineva... Nu, ce înseamnă când avem un scop? Să ai motivație. Motivație. Am motivație și unde? O dorință, un necesitate, o nevoie care o ai, de exemplu.
mă rog, depinde, care, fiecare deja cum... Rezultat. Da, de, care sunt necesitățile fiecare. Altul... Așa. Am înțeles un moment. Nu, ok, și în tranzacționare. Și nu ăștia afară, la face, sau în piață, sunt ceva, ceva pilon. Primul pilon, ok, luăm acolo la generat. Primul pilon, ce este? Scopul. Scopul. Ce înseamnă scopul? Știți, la fel ce simt într-o carte, viziunea unui filozof. Și spunea în felul următor, că oamenii, atât oamenii cât și, ok, o curată. Dacă curată n-are omul fără un scop, e ca o curată fără un volan sau ceva. Până la final unde să ajung, în stânci. Așa și noi, avem scop. A doilea punct ce are nevoie este plan. Acum, câte scopuri? Câte scopuri cunoaște în tranzacționare? Nu, ok, sunt ceva scop, așa, când tranzacționare. Ce ți-o emite? Ok. Primul scop este dublare. Triplare. Acum, ce înseamnă asta? Ce înseamnă să dublezi cu greu scop? Scopții să ai mai tech profit. Așa. Cam cât ar fi aici tech profit cel? În procent. Deci ne va scrie 200. 200-200%, așa e? Ca să dublezi cont. A doilea. A doilea scop cum mergi. Ok. Venit pasiv. Venit. Ce înseamnă venit pasiv? Comisioane. Sau doresc timpul. Să vii niște bani în plus. Ce înseamnă venit pasiv și ce, ce profit avem aici? Undeva 2-3% din depozit. Și acum, al treilea punct, este un, să spun așa, cel mai interesant, creșterea depozitului. Creșterea depozitului. Este. Creșterea depozitului. Ce înseamnă asta? Toți cunoaștem cel 5%. Acum, facem deja legătură cu tranzacționarea noastră. În tranzacționare, câți piloni avem noi, avem business plan cel, așa e? De ce avem noi, avem nevoie de un business plan? Nici un motiv. Poți să-ți faci ceva fără un plan? Nu. De ce? Că te pui, vrei să faci o casă. Ai nevoie de un plan? Da. Dar bani dai bani. Nu, bine. Ok, dar ce înseamnă business cu un plan atunci? Adică, cunoaștem toți tranzacționarea, așa e? Când... Organizare. Mai sistematizată, mai organizată. Mai... Organizată, da. Așa, organizată. Ok, înseamnă că din, cum așa, business plan. Business plan. Acum, din business plan, primul punct, cum se cheamă tema de astăzi? Toți să zicem, da? Cum se cheamă tema de astăzi? Timp? Cei trei piloni, așa e? Unui business plan. Îi cunoașteți care sunt ei? Da sau nu? Da. Care sunt ei? Nu e ca avem niște piloni. Scopul, că nu am niște piloni. Asta-s personal. Motivația ce este în viață? Motivația unii, e finală. Nu. N-are motivație. Strategie. Ok, primul. Primul punct din business plan ce este? Portofoliu. Primul punct este portofoliu. Ce înseamnă portofoliu? Și aici este, facem așa. Ce am observat eu la mulți traderi, au un mic defect. Așa, o nuanță unde să zic. Ați observat să mulți cotații, așa e? Fiecare cotație este diferită. Și apare așa întrebare. Eu să dă, am nevoie de confirmare. Trebuie să așteptăm confirmare, să vedem, bai cu țări. Eu să dă este una, așa e? Dacă ducem PNG, GBP să dă, e altă volatilitate. Însă așteptăm aceeași,
sau alta. Poftim? Asta? Ce îi face așa? Nu uitați-vă, sunt multe piețe, așa-i? Să spunem, cât piețe noastră? Prima piață. Piață valutară, așa-i? Noi știm, plasăm acolo stop loss-ul, dai profit-ul și așteptăm intrare. Confirmare ce e? Cât așteptați, cât puncte așteptați confirmare pe USD? 5. Poftim? 12. 15, 12, 20. În câte? Nu, ok, dacă mă duc pe USD sau pe USDK, cât e să aștept eu? 15. Dar pe engine? Ok, dacă, nu știu, vreau să schimb MXK sau pe USDZ, așa e? Cât eu să aștept, sau cât punct îmi recomandați mie să schimb balță? 150. 150. Nu, ok. Dar ce înapoi? Noi cum să clarificăm? Dar ce înapoi la portofoliu? Cum vă gândiți? Portofoliu acesta, în baza la ce se face el? Noi că ne închipuiți. Nu știu, vreau să mănânc. Simplu, vreau să mănânc. Nu poți mănânc și fiecare 10 și mâncare. Aia felul 1, felul 2, din 7. Nu poți mănânc și fiecare 10 și mâncare. A 20 faci. Sau cum e. Trebuie să faci o diversificare. Nu mai trebuie să faci planul pe săptămână. Ce să mănânc? Nu poți mănânc toată ziua ce arăt din slanci. Schimb, așa e? Așa și nu în piață. Nu putem sta pe ce și cu tastă. Avem nevoie de ce? De varietate. Este. Acum, în ce îți bazați portofoliul acesta? Ca să ne alegem câteva cotații cu care să... Câteva cotații. Care să le cunoaștem. Care să le cunoaștem, să le dau, să le... Acum, momentul e, după ce ne uităm la portofoliul acesta, după scop. Scop în transacționare. Ce mi-o scap eu? Începem așa. Da sau la fiecare, așa cu portofoliul. Avem trei scopuri. Asta e așa. Scopul A, B și C. Dar să luăm câteva cotații. Începem așa. Eu am, prima, în moment am scopul să dublez pe trei cont. Și ce cotație îmi recomandați mie să eu să-mi dublez pe trei cont? Nu e tipuit. Am o dată. Fac planul. Am scopul. Să-mi dublez pe trei cont. Este. Așa. Noi deodată am scop să tranzacționez. Este. Am scopul, primul scop, să-mi dublez contul. Ne contribuiește portofoliul. Ce eu pot anume să dublez contul acesta? Și începem așa. Aș putea pe USD-zare. Și ai putea și putea să dublez contul. USD în NOC. Așa, USD în NOC. Și USD... USD în NOC. Kappa, ceva, D-Kappa-Kappa. D-Kappa. Crona de vies. Da, crona de vies. Așa, avem USD în NOC. USD... Și euro în NOC tot. USD în SEF. SEF. Avem așa, euro în NOC. Euro în NOC. Avem euro-SEF-ul. Avem mexican. Sunt cotați ca ce mă ajut el. Ești volatil. Și la ce mă ajut el? Să iau puncte, multe, să le plinez scopul meu. Nu aici să ajungi la un punct cu risul alimentului. Noi începem fiecare pe tot pe atac. Ok, aveam 4 cotații. Ce mai recomandați mie să fie în total 10? Eu să dă CPI. Așa. Nu, dați-vă așa. Am luat USD ZAR, USD NOR, USD SEF. Euro NOR. Aș putea pune Euro SEF, așa-i? Aș putea pune mexicană. Totuși, ați observat în momente când iar cunoștă portofoliu, avem nevoie de mai mult piață. Sunt momente când piața și valutar stă pe loc. În pauză. Noi ce cădem? Căscătăm un plan de evacuare. La mână. Cum ceea ce mai puteți stau eu, din ala, de piață, ca să-mi dublez contul meu. Aș putea așa, PNG. Aș putea PNG să-mi dublez contul? Da. BDI. Da. BDI, cred? Este. Și care iubesc criptomonete? Ok. Aici mai sunt, dacă ce mai departe.
zicem așa, este criptomonede. Cui îi place criptomonede? Știți așa în întrebare? Cine a dat jos și nu trântiet Bitcoin? Cine a dat jos Bitcoin? Spuneați-mi că nu știu. Nu știți cum a dat jos? Sistemul. Nu cine a dat jos Bitcoin? Poate. Poți să-l dai. No, nu, așa nu trebuie. Sistemul. Tot sistemul, tot mănânc. Cine contribuăm, s-a timp scop. Nu e ca voi pipuiți. Este om, are tot, dar... Cine, dar nu ajunge ceva în omii, ca să timp scop. Tot el, tot sistemul lui. L-ați observat, tot sistemul lui îl mănâncă. Da. Noi toți, ca oameni, ce avem? Avem un sistem plus bine. E sau nu e? Da. Știți, să-ți spun la lecția 15 despre Cadoreanu Banici, de Kiyosaki. Ați citit cartea de Kiyosaki? Cadoreanu Banici. Ce l-a citit? Acolo sunt două puncte. Este liber profesionist, să ne-au face micuți. Și a doilea, când ești afacerist, să vedeți mea. Care diferența în liber profesionist și afacerist, să vedeți mea? Din de profesionist, copiii ai spus sigur, dar afacerea e echipă. Dar chiar businessman ce face? Nu e că ce definește businessman? E profesionist. Liber profesionist mai mult de muncesc. Muncesc? Nu. Dacă nu ești businessman, ce faci? Investești. Faci sistem. Faci sistem. Ce a făcut Microsoft? Ce a făcut Microsoft? Bill Gates. Coneți, el s-a îmbogățit datorită la sistemul lui, adică la Microsoft sau la sistem care a făcut el? La sistem. O să fac lui și om bogat, el s-a îmbogățit datorită la sistemul care a făcut și care el vrea să facă bine. Așa și la Bitcoin. Care diferența Bitcoin și o să dă? Lasă vă. Nu, este Bitcoin și o să dă, așa e? Dolar și Bitcoin. Care diferența în dolar și Bitcoin? Ia amândoi un scop. Bine pus, așa-i? Bitcoin mai bine să rămână 100. Adică ce luăm ca pe Bitcoin, scadă jos. Înțelegeți care diferența în Bitcoin și în dolar? Crește pe dolar. Adică, spuneți așa, care diferența este Bitcoin-ul și este dolar sau euro? Să nu știu, adică, dolar nu are un sistem bine pus. Dar la Bitcoin, ce sistem are? Vedeți ce frumos. Hai bine și sistem. Și tot sistemul nu e de tot ce e. Nu o dat jos. Și aici putem să mai... Poate tot sistemul lui să-l... Poate tot sistemul nostru și să-l restabilească înapoi? Este și așa? Poate să iasă un fenomen alt timp. Masă ceva. Sistemul masă, sigur. Vreau să fie sistem Bitcoin, nu? Bitcoin-ul funcționează foarte bine pe fragmente istorice și acum la final de ce am dat o mintea. Dar care diferența în Bitcoin și SD? Are istoric, așa-i? Bitcoin și istoric. El foarte în nivelul de saturație pe ciclul de bull actual care era. Vedeți că, știți că ce a fost la ultima masterclass cu Tottenham, fiți cu gata. Vedeți minte toți mișcă prin ciclu? Da. Tăi, și viața și toți mișcă prin ciclu. Nu, dolarul e logic, el are un ciclu. Smișcă. Credeți Bitcoin are un ciclu? De simplu. Câți ani are? De tână. El mai are mult ca să formeze ciclul lui, așa sistemul lui. Mai are mult. Deci e experiență mare. Dar ce înapoi? Nu e interesant să transuțină. Scopul nostru are viață. Să facem bani. Să nu voi face tehnic bani. Dacă îmi permit nouă tehnic, putem să iau să o bani și atât. Altceva nu e interesant. Mai departe, ce puteți mai adăugăm aici? Trebuie să adăugăm din emici. Trebuie să fie 100, ca și 20. Am a doilea. A doilea tot portofoliu. Am a doilea scop. A doilea scop vreau venit pasiv. La venit pasiv, ce mi-ați recomanda? Să folosesc mine, vieși, mai tipuiți, eu vin la voi. Sunteți cu 100 ani. Ce îmi recomandați mie? Eu vreau să am venit pasiv. Am scop. Scop e spus. Și al doilea, planul. Planul acesta, primul punct e portofoliu. Acum, eu am scop bine pasiv. La portofoliul acesta, ce mi-ați recomandat? Mie? Pauză.
Este? Veni pasiv. Cui place piață de cartofi? Faci cuiva să nu. Faci cuiva la piață de cartofi? Da. Sunt acolo două. Este Nice și Adac, așa-i? El Nice. Asociera sunt niște companii, același cu Omba, Disney, IBM, American Express. Da, foarte multe gărturi. Nu, grep, asta e ceva ok. Ce-am spus de ei? Ce au scris tranzacții? Pe demo sau contra real? Pe demo. Pe demo. Ok, asta e. Sunt contra real. E sau mă nimeni? Prin permite depozitul de contra real. S-a întâmplat să știți ce-am dat pe demo. Facem. E scop. Da. S-a întâmplat aveți sistemă. Acum, ați observat pătații date sau companiile date, nu sunt mai rele decât piața valutară. Da. Ce-o scris în asta? Spread-ul. Ați observat cât e spread-ul pe IBM? 6. Philip Morris. Walmart. 4 puncte. 4, 4, IBM 6. Sunt niște companii care ne-ar permite Disney, Land-ul e 6. Cât e spread-ul pe GBP-ul spread? 7. GBP-ul spread? 4. 4 puncte. Același punct. Pentru noi. La ce putem să-i folosim noi? Este al doilea scop. Eu doresc veni pasiv. În caz dat, eu aș putea folosi companiile date cu scopul de a să am veni pasiv. Înseamnă că veni pasiv, a spus-mi așa, urmă, IBM, Philip Morris, Disney, ok, cu o piață neclarificată. A doilea punct, venit pasiv. Venit pasiv, aveți ca investiție? Da, 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 ce înseamnă venit pasiv? Nu, mă depuiți, ca investitor. Eu vreau să fiu investitor, că nu am timp. Sunt câteva categorii persoane. După aia, întâmplare, poți ajunge la strategie. Ce înseamnă? Eu stau pe piață, am timp. Stau pe piață și am scopul pe luna aceasta să dublez. Înseamnă că mi-e leg primul punct, portofoliu. Ce poți să dublez? Acum, eu am al doilea scop, veni pasiv. Îmi aleg primul punct și eu să-ți schimb. Ce cotații îți folosesc ca mie să ne aducă veni pasiv? Așa, atunci cotațiile date când se deschide, nu pot să... este de un timp mai delungat ca să oricum. Da, da, da. Păi diferența, asta e timp. Adică putem folosi aici... Pentru că aici nu poți ca e doar lucrează la un program fix de lucruri. Nu poți ca pe piața valutară deschizi și știi că tu până de seara sau la noapte să închid în trebuie. Aici e timp mai lung. Aici e timp mai lung. Mă place cum cum? Și care e... Adică depozitul ca investitor de la ce minim o să deschizi? Așa, ca o paranteză. Ajungem la al treilea punct. Așa, acolo sunt. Ok. Ați putea de risc. Ok. Nu închipuiți. Vă place Hong Kong? Pătați Hong Kong. S-o dați și eu la Hong Kong? Da. Mai parte cu Ipers. Vă văzut eu să dă diapazon? Da, da. Vă văzut ceva sau nu? Da, da, ies. Dacă vă dați la Hong Kong, el dai prim de Ipers, stă așa într-un diapazon. Jos, sus. El îți poate folosi tot în categoria dat ca o investiție. Schiz de sus, sem, de jos, bai. Pulești un timp. Și automat, nu ce mai curi pe mine, se schimb dau pace. Tot, nu e la închipuiesc. Ce să mai curi pe mine, să lăsă o tranzacție timp de lungat. Frică. Scopul. Tot schemul meu. Tot schemul meu să mă curi. Dacă ne-am pus scop să am venit pasiv, gata, îmi schiz, dau pace. Mai departe. Să mai ducem minus, da? Ok? Chiar dacă să mai ducem minus. Dar mă cum nu duce minus? El are două nivele, acolo creează în jumătate de ani, el e jos. Jos, are sus. Ok. Ce mai recomandați? Am doresc ca vine pasiv. Ce mi-ai recomandați? Mie să folosesc la punctul acesta. Ați spus ceva de scotați. Aceleși scotații de bază. Trebuie să folosim ca vine pasiv în D1. Da. Putem? Da. Cât au căzut euro de la figura de sus? Euro sud, da? Euro, uite, a făcut un vârf bun sus. Dar se n-a căzut și jos.
De sus până acum, cât s-o devalorizat? Cât o căzut? N-am să vă nu, în ce m-am făcut? Pe mine? Iar și acelăși pe mine. Ele toate dat semnale, figuri. Vă dați pe mâine un dat, dau semnale. Timpul de lungat. Nu, ce m-am făcut? Pe mine, să fie ca o venit basil. Schimb sel, îi pun jos la minimi, toți marșul, de la început, duci acolo la mine. Doar că acolo este timpul. Și până jos, vreau să te fixați. Așa nu se dă cadru. Dar joacă foarte bine pe nivel. GDP-ul se dă, timp de lungă, putem să-l folosim ca un venit pasiv. Pe lângă tranzacționarea noastră, putem să schidem, lăsăm timpul, în caz în avem timp. Este al treilea moment. Al treilea scop. Am scopul să crezi depozitul. Ce înseamnă a crești depozitul? Nu, ok. Avem un scop, să facem un bloc cu 12 etaje. Eu aș putea de dat să scântesc 12 etaje. Să-i pun așa. Nu. Deci, tu ce faci? Îți faci temelia și etaj pe etaj. Tu îmi crești. Așa și în tranzacționare este un abilia scop. Să-ți crești depozit. Nu e gata. Am temelia, am scop. Ce recomandați mie este primul punct, trebuie să aleg un portofoliu. Și ce eu să-mi crezi depozitul acesta? Ce aș putea eu să-mi crezi depozitul? Sunt plătați, începem așa, aici foarte bine să lucrezi, să lucrezi depozit, plătați de bază. Ce îți folosești plătați de bază? Vă plac sau nu vă plac ei? Să facă așa cum. Știți cum înțelegi dacă îi place la om? Dacă au făcut bani, începi cu stânga, sau că îi place, mai vezi ce știi. Nu mai știi, știți fiecare... Și anume, când se ia dragostează plătați? Când începe să fie tranzacție? Făcut o dată bani, îi dă-ți, nu știu, 200-100, 1000, gata. Dacă îi dă să-și îți place. Acum, lăseam pe aici să-l lăsăm așa. Și pe împătați, eu îmi se dă. GPP-ul se dă. GPP-ul se dă. Dau un zi-ul se dă. Însă dă, cel de bază. Și ce mi-ați recomandat mie? Ați văzut niște exemple, ca eu să pot să crezi depozitul meu. Ce pătați, ce aș putea? Nu, suplimentar, avem șapte, așa-i? Da. Avem șapte bază. Nu, e logic, n-ați... Eu am de când să crezi depozitul, așa-i? Ați făcut eu să iei piesă pe 500. Sau pe a doilea categorie, la mine pasiv. Să folosesc așa, așa-i, de EM sau ceva. E logic, nu? N-aș putea, așa-i? Pentru că ar trebui exor ceva mai interesant. Nu, dacă, din nou, am toată punctul acesta. Eu vreau să crezi depozitul. Pe etapă. Aș putea să folosesc pe clasă dată. Mexican, Zara. El este foarte bunătiv. Eu mai mult l-aș folosi la ce? Să dublez. Real să dublez. Nu, ok. Ce mi-ați recomandat aici? Să mai plăsă. Franco, Elvețean, Iulăzda. Nu, sunt mulți pătați. Este și așa, Euro-GPI. Euro-GPP. Sunt pătați care noi putem să le folosim ca ele merg după analiza tehnică. Același la UDK. La marketing în tot acolo. AUD-CHF. Toate pătați. Știți cum? Omul trebuie să vadă toate. Toate încercați până la final să alege. E clar, cu un punct. Acum este momentul. Cum și confirmarea ce? E că avem așa. Uitați, o să vă dar, a doilea avem IBM-ul, Walmart și celălalt. Nu cum eu să aștept confirmarea ce și cât plăsesc de grupă. Ce ne cunoaștem, cum se face și cu caracterizare. La o piață. La o cotație. Cunoaștem-o. Păi, cum e cum ca acum nu este. Așa. Se poate ce aici? Da, să da. Scrieți bine. Da, da. Așa. Dar să luăm la fie, luăm un exemplu de cotație de la fiecare. Vedem pe ce criterii să alegem, să caracterizăm o cotație. Nu vă închipuiți, doriți să-ți ghideți tranzacția.
La ce vă dați sunteți? La tram. Nu, de aia ziua mă pe fără, că contați și ei. Aceia sunt digi deja. Și la cele vreau. Nu ai tipuiți. Valigeți, îngrați butonul acela, puneți valigeți cotați. Așa-i? Ați decis, aveți gata. Aveți focul. V-ați ales din care scop acest. Începeți planul, alegeți portofoliul acesta. Nu, ce cotați în sale? După ce vă uitați? Sunt multe acolo. După volatilitate. Așa, primul punct ce este? Este spread. Vă uitați la spread? Da. Este o factorie? Da. Este. A doilea, după ce vă uitați? Spread. Prețul acest. Prețul la punct. Vă uitați cât costă un punct? Da. Cum să vă spunem cât costă un punct? Noi că noi toți cunoaștem, știm cotață. Dar vă dau la sigur, toți din voi, nu cunoașteți, cum se caracterizăm? Așa, avem prețul la punct. Cât poți un punct, credeți? 10 dolari. Dar pe gol? Nu la toate. Nu la toate, să se vadă. Da. Eu spune ce așa cu iadul. Și GGB cad iadul. PNG iadul, preț la punct. Cine a spus că 10 dolari? Eu. E vrea să plătiți 10 dolari? Sau mai mult? Mai mult. Ok, este. Spread-ul. Este preț la punct. Voi da asta până la filipat. Voi da sau nu? Cât e de volatil, plătați așa. Este. Mai lipat. Este acolo un punct interesant. Marjă ce e. Ce înseamnă marjă? Ce înseamnă marjă? Pentru marjă are o... Cu ce? Ceva comun cu punctul. Nu. Nu are? Nu. Depinde dacă la natural gaz e 7 și ceva, 8 și ceva, dar la petrol e 100 și... 100 și ceva punct. Sau ce? Prețul. Exact. Asta ce înseamnă marjă? Marjă este o... Marjă este o gază. Care se neîntrează asta? Adică un instrument mai scump pe piață, ia o marjă mai mare, un preț mai mare. Nu, dați o mașină vestit. Duci să-ți luăm o mașină închiriei. Noi ce facem? Prin moment ducem să achităm, așa-i? Achităm cât poți să vii ceau. Nu știu, 50 dolari, euro, 60. Sunt mașini diferite. Este mașină 20.000, de 5.000, de 100.000. Noi deci facem, achităm serviciul ei. Să vedem ce-l achităm. Acum, îl dai, lăși buletinul. Și mai lași un gaj. Lăși un gaj. Un gaj. Și scos las gajul. Și ați observat că gajul e diferență de cotație, de mașină. Mai chipu este, eu mă aduc să iau mașină în valoare de 100.000. Noi ca așa nu lăsăm 100.000. Noi ce lăsăm? Noi lăsăm acolo 1.000. Sau 500. Ce înseamnă asta? Nu? Iar, dacă se o mașină mai scumpă, să fie, noi putem mai mult. Să o mașină mai ieftină, să și mai așa schimbă ieftin, gazul acela. Ce înțelegeți prin gazul acesta? Asigurarea chiriașului. Nu, dar întoarce înapoi la mașină ce? Nu întoarce înapoi la mașină, așa e? E siguranță pentru persoana care e totodată în caz de... Ce, dar ei ascult pe toate cele? Nu. Nu. Acum, ce scop e? Noi ne folosim mașină. Pe dânsul interesat ce scop e folosim mașina ce? Când m-a dus o pe mama, tata, nu știu ce fac dânsul, nu interesat. Așa e, așa e și principul în piață. Este o mare, sunt viață. Eu să dăm 1.000 la fiecare diferit. Nu știu, dar pe lor interesați, dă-mi și faceți băi cuși cât faceți. Îi dă să-l interesați sau nu? Nu. Îi dă să-l interesați, doar să-i întorceți înapoi. Cine vă dau mașină? Că eu vin să amint, vă dau mașină. Mie nu mă interesați ce să faceți băi mașină. Mie mă interesează, voi vă ați folosit, timp de o zi, să vă spun. Mie duceți mie înapoi. Ei mi-a duceți mașină înapoi, eu ce fac? Vă dau buletinul și banii cei, ca așa. Așa ești situație în piață. Este o marjă. Când schimbi tranzacție, e diferit. Prin cotație. V-ați folosit acum, nu știu, s-a făcut bani. Nu contează cât. 10, 20, 50, 10, 1000 dolari. Nu contează cât. După ce ați închis tranzacție, ce-ți face?
Se întoarce înapoi, ies zgheață. La ce să nu mai ajuns? Da sau nu? Cine? Noi dacă v-ați făcut până acolo portofoliu cu aceste tranzacții. V-ați uitat cu criteriul acesta. În portofoliu meu, ce cotație să dau? Da să luăm ceva exemplu. Spune la fiecare, luăm așa cotație, eu să dă, scriu aici. Luăm una, eu să dă. Mai departe. Și așa scriu la fiecare, la momentul cu alt, în pom, să facem o descriere la o cotație. Spuneți altă cotație. GDP o să dă. Ok, da? GDP, GDP. De? Da, o să dă ZA. Da, să nu știu să dă ZA. Să scrie diferență. Sau 100 de nou. Francul inițial. Nu contează, este din asta volatilă. 100 de nou. Acum, e logic, volatilitatea să fie diferită, așa e? Da. Și confirmarea, ce e tot n-a să fie la toate gare? E să fie o diferență. Dar să așa, la fiecare parte. Cât e, la din ce cunoaște, cât e la eu să dâns pe acesta? 3. 3. De? La ce îmi stă? 4. 4. Bine, ce îmi stă pe 100 de nou? 50. 50 sau 60? 50. 50. 50. Așa, mai departe. Cât e pe 100 de punct? Pe 100 de. Cât, cât costă un punct pe 100 de? 10. 10. 10. Ce? Poftim? Cum? 10. Am întrebarea. Cum calculăm pe 100 de punct? Nu ne interesați pe 100 de punct acest sunt? Da. Da sau nu? Da. Vă interesați cât? Nu îmi duci la magazin stop. Interesați cât costă? Evident. Cum măsurăm? Cum ar trebui ajutați-mă? Cum măsur eu punctul acesta? Cât costă? Ce cum aș pus măsură? Nu noi vedem tranzacția, dar vedem cât costă el. Cât costă un punct. Trebuie să fac un cal. E grav? Nu este cea mai simplă, deschizi tranzacția. Da. Deschizi. Și vezi câți bani ai făcut. Și pe timp, calcul matematic mai simplu. Atunci când tragem periclă. Putem? Când tragem periclă. Da, dar n-avem suma. Nu, trebuie suma de ce a făcut. Cel mai simplu moment aici, n-aveți la punct. Fiecare casă, dacă ați alegeți portofoliu, vă uitați la punctul acesta. Cât el costă? El e diferit. Dependența casă, ce portofoliu aveți, ce scop, vedeți după ea. Cât costă un punct? Mai departe, cum măsură volatilitatea? Ce te faci? Cum să măsură un punct? Păi, băiatare, dumneavoastră ce a spus că nu se vede suma? Cum să măsurăm un punct? Cât costă un punct? Cum, da, cum să aflăm mai corect? Spune cât costă prețul la punct. În afară de metoda deschidere unei tranzacții. Da. Atunci când noi măsurăm distanță, e scris și în număr de puncte și egal, nu sunt dolari. Da, să lansăm stop loss, ai profit deja. Nu, eu nu mai refer la asta. Când se măsoară o lumânare, aveți în vedere. Atunci când măsurăm o distanță. Da, o distanță, corect. Atunci arată și... Da, și numărul de bani și... Da. Uităm așa. Cotaj de BBA JPI. Nu știu, de la ce ori până acum sunt 102 puncte. Cât costă un punct? Dacă nu trebuie la mod. Nu, asta era volatilitatea. Cât costă un punct? Cât costă un punct? 10 dolari. Nu, e GBP JPI. Spuneaș că trebuie să calculăm punctul, suma. Prietul, unde am început să tragem rigla, minus unde am ajuns cu rigla. Dacă... Ce mai zic moment de a vedea un punct de tranzacție? Bine, mi-am deschis tranzacția și când văd cât costă un punct? Când facem minus 30 sau... Nu vă uitați, lăsați-i poate că în plus sau minus. Independent ce să se desfășoare. Independent. Bai să se deschideți, așa-i? Și noi spunem, eu am făcut 100 de puncte, da? Și ați fie acolo plusul. Păi nu știu, 500, 600, dependent de ce cotați. Dar cum și măsurați, cât costă un punct? Acum este următorul. Volatilitate. Ce înseamnă volatilitate? Cine cunoaște, cum se măsoară volatilitate? Diferența cu spread. Cum? Nu e ok.
Dar nu alte întrebare. Ctrl Y și dacă punem pe H1, acolo arată volatilitatea pe o zi, de exemplu. Este un moment, spune, unde găsăm? Dar să fiecare moment așa. Noi avem un moment de la fiecare cotație. Că punem HZD-100, e spreadul lui cost. Acum avem al doilea punct. Prețul la punct, e clar, cum vedem, vedem cât costă el. Avem volatilitate. Cum măsurăm cât de volatilă cotația aceasta pe zi? Vă interesați sau nu cât face pe zi de punct? Este? Suntem? Cum îți măsoară eu volatilitate? Sunt este contra Y. H1. Acum, ce înseamnă asta? Se vede cu părâtul niște spăsturi. Adică, ce înseamnă aceasta? H1, de aici până aici, timp de o zi. Asta cât pe ați făcut o zi. Și acum, mă uit cu cotația, eu să văd că aproximativ cât face cotația, dar pe o zi. Sunt zile, face 106 puncte. 106. 121. 80 puncte. Suceam, înseamnă că aproximativ volatilitatea de EUR/USD este de la 90 la 120 puncte. Cât face pe zi? Mai departe, avem a doua cotație, GBP, GBP/USD. Spuneam eu să dă zvede, să nu se zvede, figură dată. Da. Da. Acum, cine ne pune noi, este foarte frumos cu casă, figură dată. Schidem un sel, îi luăm și punea să pe fel. Tip în demogat. Să dăm în uite. Să dacă lăsăm jos, la minim. Poftim, din, la final de 2021, până acum, o căzut 1000 și o pasă de puncte. Schiezi un sem, îi dai pe aici figură, pe timp de lungare. Și acum transformezi alt figuri, iar timp de lungare. Acum, întrucem la cotație GBP/USD. La fel, ducem doar în H1 lucrează. Asta e căderea asta într-un an de zile? Din august, cam așa, în august 2021. La jumătate de august. Deci, plus cadă. Știi, termină decenal. Putem? Cam așa. Ăsta nu e ceva de bun. Este un moment de a schide timpul de lungare. Am venit peste. Acum avem cotația GBP/USD. La fel, cum să vedem volatilitatea? Vedem cât e faci pe zi. Cum se schide? În H1? În H1? În H1. Doar în H1 creează. Încă dată cum ați spus. Time frame de H1. Plus Y. Contra? Contra. Plus Y. Și în H1, de aici, doar în H1. Și acum vedem în H1 cât faci cotația dată. Cam cât punct. Și automat, dacă eu îți schimb tranzacții pe zi, eu cam știu cât mă orientez. Adică, observăm, GBP/USD, aproximativ, pe zi face, nu știu, 196. 160 ceva. 200 de puncte. Să vede că este diferență în GBP/USD și euro. E lua ce n-ați făcut aceeași strategie pe ambii. Aceleași puntaj, n-ați folosit pe ambii. Înseamnă că aici să fie așa, de la vreo 130, așa pe zi, până la 200 de puncte. Noi, de fapt, avem scotația USD nouă. Cui îi place nou? Vă place nou sau nu vă place? Da. Din ce motiv? Volatil. Volatil și nerv tehnic. Dar așa este nerv tehnic. Rezultat nerv tehnic. Și fundamental. Vedem cu 109.
dăm MH1, apăsăm butoanele și automat s-o dispărțit viața solidizată. Vedem așa cât face 100 de noctii zi. 1300 puncte. 1900. Aici înseamnă că începe de la 1000 în sus. 1000 în sus. 1000 până la 1800. De la 1000 de puncte. Până la 1900 de puncte. Până la 1000 de puncte. Nu, sunt zile ca cum să vă sunt zile când faci 1000. Sunt zile când el, drag de pe bursă, faci pe nu. Acum așa moment. Când aștepte confirmat, ce să schimb bagic sau? Toți așa trebuie momentul. Toți știu 10-15 puncte. Nu-i închipuiți. Aici vreau să aștept 10-15 puncte. Așa de mare. Vreau să aștept, vreau să schimb. Bai să se iau toată ta ziceți. Am știu așa, pe eu, să dă faci cam de la 80-120, da? Cât puncte recomandați? 520. Putem? 20 puncte. Dar la GBP-ul sunt de cât nu recomandați? Deci cum să nu? Așa, vă luați cam aproximativ așa, 10-15% din volatilitatea pe zi a cotației. Dacă e faci undeva la 200 de zi, 10%, cât ați fi? 10%. Vă uitați cam așa. Dar până acum am văzut piața că am fost schimbat volatilitatea. De ce e folosit mai mult 15%? 15% din volatilitatea de zi. Lăsați stop loss. Confirmăm ce tot așa. Confirmăm. Schimbați un set. Volatilitatea pe 15% din volatilitate. Aceeași cu ați la toate cu piață. Și la gol, și la respire, la toate. Și acum, este cum noi depistăm marja aceasta? Cum vedem cât e marja? Cine știe? 1 la 100. E? 1 la 100. Nu, marja. Cât îmi e mie eu să dă, când schimb la un loc. Ce-o schimb la eu să dă? Se vede așa jos. Este soldul 10.000. Sunt în piață, dă-te 10.000. Acum îți schimb, tranzacție, e 100 de nou. Schimb la un loc. O mie, sperie, marja, 1.000. S-a avut 100 de nou. Cât ați schimb marja? 1.000. Mă ajută ceva mie marja aceasta. Eu știu cât pot să îngheț mie din depozit. Da. Nu știu acum de euro să dăm. Schimb, bai sau să? Să nu. De ce să? Ce recomandați pe euro să dăm, la un moment? Euro să dăm ce spuneți, bai sau să vă schimb? De ce bai? Da, sales e trend descendent. Vedeți ce este aceeași coartă căzut? Este aici fix într-un diapazon. Și el nu ar putea să stai fix, aceeași fac aici. Stai. Fix aceeași coartă. Apoi scadă. Poftim? Nu, deja evident. El scrie și în diapazon acesta. Acum, eu să dă cât ne-au luat marșul. Sper de jos. Eu să dă 1058. Este aia, eu schimb eu să dă să ne ieșa. 1058. Știți așa la toate? Nu, avem nevoie din plan. Cum eu să ne aleg portofoliul acesta? Nu la fel, doamne, sau când faci o casă, ai nevoie deja din plan bine stabilit, cât să vezi cât ciment, sau cât să arcuneți mâncare. Pe ce pipiu să dă, cine ești cunoaște? Cât e imagina? Sau când schimbezi, vă uitați sau nu? Ce înschid tranzacție? Vă uitați cât costă? Sau nu aveți scop să vă uitați? Nu. Sau vă uitați la final cât e în plus? Poftim? Rămâne scolită. Și mai așa liber. Nu vă interesează adică cât mai ia din plus. Mai închipuiți. Nu? Vreau să ceți
nu știu, morbidul ceva. Și aveți un camion. Vă interesează cât el să vă ocupe din... Evident. Nu, ok, eu aduc din un cap din un loc. Trebuie să fie mai mult. Eu știu cam cât fiecare morbid acest mie mii din camionul acela. Ca să ne pun acolo. Înseamnă, pe GDP-ul să dă cât o luat? Sfie marja, 1228. 1228. Și automat, după pașii aceștia, acasă, la tot mărcușorul, fiți așa, faceți o caracterizare la toate pătații pe care le folosiți. Spuneți, vă rog, dar marja asta unde scrie acolo? Unde e? Spuneți că jos arată. Na, așa, da, nu se vede de aici. Lasă-mă este în jos. Când scrieți tranzacții, da. Lasă-mă când se scrieți tranzacții, este jos. Cu primul punct neclarificat, este portofoliu. A doilea punct, ce avea nevoie? Anul acesta, din bizantan, este așa. Primul punct e portofoliu. A doilea. Noi ne-am ales portofoliu. Ce trebuie să fac eu? De strategie. Înseamnă că a doilea punct ce este? Strategie. Toți o să n-ați aici. Da, da. Știți așa, că stop loss de profil se plasează tot pe volatilitate. Votați. Nu plasați la toate cele, cele puncte. Dar ce spuneți? Din? Mai concret, spuneam că aici. Spuneți-o pătați. Nu este 90. Eu văd 90, 120. Acum, dacă nu, spuneți, spune. Noi folosim, deci știm Richman Management, așa? Știm câteva riscuri. Este 5%, mai mult de 5,30. Vă face înșeală și ieși stăpus. Hai să ajungem acolo. Punct 3 și o să înțelegeți. Așa, vă uitați la tablă. Când scriem tranzacția, avem... Acum am pe GBP-ul SD. Se vede că deja e în plus. Pentru că el acum a plăcut în plus. Se sau mai? Nu știu, dar știu de o săptămână în său. Acum, când scriem tranzacții, jos, este așa un punct, este marjă. Și mi-a arată cât el îmi îngheați mie din cont. Din depozitul meu o să îmi îngheați așa. În caz că eu schir. Doar marjă se ia la un lot, se calculează așa. Din un GBP la un lot, 1228. Din contul meu, caz la 10.000, mi-a înghețat 1228. Ce înțelegeți? A doilea punct este strategie. Ce înțelegeți prin strategie? Cum să alegi strategie aceasta? Gata? Și ieși. Și ieși. Și la care? Acum, nu este așa. Este... E așa. Antoare, punct, este strategie. Este un punct, direcția, intrare și ieșire. Nu, ok, strategie, da, pe ce eu o acomodez? Nu, după ce să mai lipă strategie? Noi ce-am învățat aici? Da, să vedem doar ce-am învățat la aici. La interes, ce folosim? Nu, și ce mai mult, toți folosim canal. Ce intermisional și trebuie piață. Dar să vedem doar ce-am învățat la lecții, toți cunoaștem suplimentare. Avem așa, primul semnal e trebuie. Nivele. Nivele. Ce mai avem? Figuri.
aprobație de română. Așa, domnule. Trebuie să plătați, da. Mai departe, Stohas. Fibonacci. Mai Sibiu. Mai Sibiu. Mai departe, Lenin. Ce-ați mai învățat, Daliți? Moving every. Moving. Ema. Mai departe, pe Revolt ați învățat? Da. Revolt. Și Bulegiu. Bulegiu. Ce să-ți dimanți? Acum, nu e rezultat. După ce s-a dat două, dar ai șurit, după ce ați ieșit din piață. Sau cum ați ieșit? Nivel. Tot după ce am, tot după acestea. Adică ieșirea, tot se ie după ce-am învățat. Înseamnă că toate acestea le folosim și ca puncte de ieșire de piață. Le scris tot mai jos. Vine asta capă jos. Acum, noi le cunoaștem toate. Strategia dată, când noi mergem strategia, după ce s-a adoptat. S-a adoptat la fiat după scop. E logic. Eu vreau să-mi dublez pe scopul, dar să folosesc la figuri. Ați spus sau nu? Nu. Figurile, vedeți că el nu se formează atât des. Așa e? Înseamnă că strategia după ce s-a adoptat. Fonte, la fonte e clar în parte. Avem așa. Eu am primul moment, vreau să dublez pe scop. Mi-am ales primul moment, am ales portofoliu. Am făcut deja. A doilea, mi-am ales strategia, ce mi-a ajutat mie să îmi dublez cont. Ce mi-a recomandat? Avem toate. Ce mi-a recomandat mie să folosesc ca să dublez cont? Avem toate acestea. Înseamnă, ca direcție, a să fie... Trebuie. Acum, din toate acestea, ce mi-a recomandat ca să folosesc ca să schimb mai multe tranzacții. Am nevoie să dublez. Nivelul. Așa, este unul, nivelul. Înseamnă că așa, direcția să fie drept. Nivelul, română, este sau nu este? Da. Română, stohastic și linia mobilă. Același? Nivelul. Și linia mobilă. Te-am folosit același Bollinger, toți indicatori, Bollinger și mai rupol. Te-am folosit. Da. Ați pot folosi Fibonacci? Ca să... De ce nu? Da. La Fibonacci. Vedeți să vedeți unicați sau nu? Nu, este o regă cum poți să pasezi Fibonacci. Fibonacci, nu mereu puteți să pasați în viață. De logic, când este un canal sau ceva, îți vie deja în cursul. Puteți să-l măsuri. Înseamnă Fibonacci n-ar fi cea mai bună idee strategiei să folosesc că eu să dublez cont. Înseamnă, la dublare de cont, ați folosesc așa. Nivelii, numerii, stohastică, mai sunt linia mobilă, parabolic și bolnicii. Dar mai sunt eu, poți să-l folosesc ca să dublez, să o strepez contul? Da. Nu, ok, dacă folosesc divergență și convergență. Da. Să folosesc el ies sau nu? Să formează, ies? Simegriu. Simegriu. Înseamnă că nu ar fi mai multe idei. Pasiv, la fi pitral. Nu, ok, luăm acum a doilea moment. A doilea, am scopul să fac bine pasiv. S-a venit pasiv. Am ales portofoliu. Am adoptat deja după scop. A nevoie acum de strategie. Ce a spus? Să schimb ca să am venit pasiv. Tehnica mă trebuie. Ce mi recomandați mie la venit pasiv să folosesc de acest toate? A să fie un moment tare bun, e strategie de bun. Toți cunoaștem cea mai deschis, îi dai pace. Lucrează ideal. Doar că este moment când să aștepți până la nivel. E scurt, fie esență, așa e? Acum, este a doilea. Dar vine pasiv, avem mult. Avem canal. Ce mai vreau să mergem? Aș putea folosi figuri? Da. Este. Aș putea folosi și Fibonacci? Da. Stohastic. Nu știu stohastic. Mai sunt eu. Da. Mai sunt eu. Deci ar fi moment, dar îmi pun divergență și convergență. Ce îți folosesc divergență și convergență? Vă folosesc sau nu? Da. Vă place sau nu? Le adoram. Este o altă întrebare. Și lucrați cât de bine el. Nu, este a doua problemă, că eu nu schimb adus. Lucrați el sau nu lucrați? Lucrează. Dacă lumea îi folosește, înseamnă că lucrează.
Așa, înseamnă folosind canalul, nivelul ăsta te-a folosit la venit pasiv. Da. Înseamnă așa, la venit pasiv ați folosind mingea, canalul, în jos, dar în jos. Pe momentul să fie trendul, nivele, figuri. Fibonacci, mai se deu. Și am ultimul. Am același moment, am scop să creez depozit. Ne-am ales portofoliu. Am nevoie de strategetul. Ce ați folosesc eu să creez încet depozitul meu. E toate acestea. Așa. Punctul este direct. Ok, așa întrebare. Avem toate aceste direcții în care și că unde este momentul chei? Nu dacă... Direcția, da. Direcția, știi? Dacă direcția e în sân, nu îl trebuie descendent. Ce să-ți schid eu? Sân sau baie? Sân. Doar sân. Înseamnă, dacă direcția e în sân, îl trebuie descendent. Toate? În sân. Dar cum ați ieșit de piață? Nu trebuie, ești punct de ieșit. Da. Și ăsta la mult îi lipsește punctul acesta. De unde se ieși de piață? Din început, când știți că iar și mătorul înapoi la poruncile cele. Acolo este șoapă. Acum când nu schimba, asta a fost. Din început, când ai scop să schizi tranzacția mai departe, ai pasat punctul de intrare, știi unde ești. S-a trebuit știi unde ieși. Ne înseamnă, dacă direcția însel, toate însel. Și ieșire la fel, când ieși dă-i. Acum, am amirea, scop, scrieți depozitul. Ce ați folosit în poate acestea? Rândul este. Unul este. Mai departe, ce pot să mai folosesc eu să lucrez? Nivelul aș putea să folosesc? Da. Nivelul. Și încă? Figur. Figur este. Combinat cu nivelul, se poate ne folosesc și Fibonacci și... Și numele astea. Expansion, da. Nu, Fibonacci acolo am zis. Să observăm plus minus până unde se duce în pulsul. Fibonacci-le, ambele conturi. Și expansiune și lei. Da. Ne stăm ca să folosim așa la creșterea depozitului. Canalul, nivele, turneri, Fibonacci și așa stohastică sunt pusă. E clar că suntem de ce? Vă doi le pun. Cine s-a făcut așa un plan? După scop său. Sunt toți. Adică de ce să repet? Ce este la moment? Ați înțeleg. Să repet punctul acesta. De ce? Că cum spune ea, repetiția e mama succesului. Sunt important. Da. Sunt foarte important. Trebuie să cercem aici. Da. Și a treilea punct. Poți să reușești să scrii că e? Da. Acum a treilea punct. Din business plan. Cum să mergi? Risk management. Ce înseamnă riscul acesta? Ce înseamnă, în general, ce înseamnă riscul? De la 5 până la 10 procente. Ca să diversificăm și cu volum diferit. Toți înțeleg riscul când e minus, așa-i? Dar când e plus, nu-i risc. Noi că toți suntem, toți suntem minus, așa-i risc. Dacă faceți 10.000, 20.000, nu mă gândesc că știu că e risc. Eu pun întrebarea asta. Omul face eu un minus, gata, se risc. Dar faci un plus acolo, 10.000, să nu-i risc. E sau nu este? Este. Este. Ce risc este? Păi când faci bani, ce risc este? Te-ai făcut 10.000, ce risc este? Spune-mi eu. Dacă e un minus micuț acolo, ce risc este? Trebuie să-l ascult. Să-l ascult. Ok. Și aici ce înseamnă riscul? Cât e strategie cunoaște? Risk management. 5%. Este așa, sunt 10 tipuri de strategie. A, B și C.
este mai mic de 5%. Este mai mare de 5%. Mai mare de 5. 5 în sus. Și este al doilea punct, 30% în sus. Ce înseamnă? Noi știm cum învață toți, este pe moment, risc 5%. Nu mai mare. Da, aceasta depinde de depozit. Ce înseamnă risc? Ce înseamnă risc? Vreau de 5%. Înseamnă că aici, a? Că zis, nu este tot prost de profit. Doar că este problemă la aceasta, la contul micuță. Știți de ce? Nu te motivează. Mai chipuiți, ai un cont. Ok, micuț, acolo, 500-400 de dolari. Nu, nu te motivează. După timp, ce faci? Ridici. Este dat. Este a doua. Înseamnă că în cazul dat, unde ați pasează stop loss? Mai ține, mai ies. Mai ține 5%, nu știu, am 3%. Înseamnă stop loss, eu am 3%. Din depozit. Am a doua. Risk management, mai mult de 5%. 50%. La doua strategie din 50%, deci stop loss și profitul, le folosești, deci puteți că poți folosești mai mult stop loss pozitiv. El îți permite aici. Și ultimul este ultima categorie. Este 10%. Ce înseamnă asta? Dacă ne uităm la acestea toate, 5%, unde îl folosim? Din scopul acesta. Nu, iarăși, ele toți se duc de tot sub acolo. Mai puțin 5%. Vine la venit pasiv. Mai puțin. Acum, 5% vine la creștere pozitiv. Crește depozitul 50%. Și este riscul 50%. Unde vine el? La dublare, clar. La dublare, repare. Ce înseamnă aici? La ultimul categorie, riscul 50%. Fără stop loss și fără profit. Aici lucrează bine metode. Dacă tu vrei să dublezi contul, e logic. Stop loss nu mai pasezi. Păi sunt momente, nu-și pasezi stop loss greșit și ți-l închiri și acolo ce faci? Îți duci în jos, de exemplu. E clar cu riscul dat. Procentul la stop loss e din, din depozit. Depozitul inițial, da, da. Fără marjă. Nu, marjă ce e din cont, tot e din cont. Bine, adică de la 5.000. Din 10.000. Da, din 10.000. 1.000 s-a dus pe, pe marjă. A rămas 9.000. Ce înseamnă riscul? Ce înseamnă 5%? Eu cum să am văzut experiență? Încă o dată întreb. Ești alegeți, riscul 5%. Să mai puțin 5%. Dacă deschidem un lot, suntem pregătiți că pierdem 5%. Adică eu, de timp, sunt gata să pasez cât eu pot să pierd, cât pasez tot rostul. Ca să pierd și 100 dolari. În cazul dat la coi 10.000, eu pot să pasez tot rostul la 100 dolari. Și aici pot să pierd un lot, pasez tot rostul la cât? La 500 dolari. La 50 puncte. Suntem? La 50 puncte. La 50 puncte. Să pot diversifica aici. Din acesta pot să... E logic, dar spun toate într-un coș, sau toate orice. Asta e diversit. Poți să schimbi multe tranzacții. A doua lecție, mai cu 5%. 10% asta. Aici gata, stop loss sau să mă pui să fie folosesc, fie nu folosesc. Înseamnă, eu la început mi-am pus cât eu pot să mă duc în minus. Riscul meu. Eu mi-am ales strategia a doua. Mă duc atât, am 10%, am 1.000 de dolari, da? Să spun, 2.000. Înseamnă că eu până la 2.000 pot să mă duc în minus. După asta trebuie să fac ceva deja, fac metodele. Dar dați-mi pus o limită. Unde eu pot să mă duc în minus. Până la zona asta, mai mult, gata. Deci, în zona de ochi. Deci am oștept deja. Înseamnă că fac alte metode. Și ultima, e de 10%. Acolo, fără stop loss și fără de profit. Dar dacă e fără stop loss, mai cum să-mi dau seama că e de 10%? Putem? Dacă e fără stop loss. Acest moment, v-am specificat și la de dat. Vă legeți aia depozit, da? Depozit e 30%. Cam cât eu pot să mă duc în minus? Adică trebuie să ne însemnă undeva până unde este la... Nu, cât de vreodat? Faceți un cal, cât eu pot să pierd? Nu pot să pierd tot, așa e? Nu, ideea e că când plasez tot plusul, eu de-am știu procent. Poftim? Când plasez tot plusul, eu deja știu acolo procentul tot am. Dar dacă nu plasez tot plusul? Dacă vezi 10.000, să duci minus 3.000 minus, înseamnă că asta e maximul. Asta e maximul, cât eu pot să mă duc în minus. E logic, n-a să las mai mult. Mai tipuiți, am un cont 20.000, da? Eu n-a să pot să las, nu știu, 80% de minus. Din rămâne doar că 20% să-l gestionez.
Cu cel 20, n-am scos asupra 80. Dar dacă îmi pun 30%, adică în minus, mă duc. Eu cu 70, le stup. E ușor, adică, de ce este în moment, este un punct în părunci și elea? Ocupă doar 20% din depozit. Restul lasă ca să gestioneze. Același principiu, joacă, la risc mai înăște. Îți alegi, nu știu după ce, strategii de risc ca să gestioneze. Și fiți după pași aceștia, îți faci un business plan. Am vorbit de primul plan. Primul punct din toate este scop. A doilea, am făcut un plan. Ce are nevoie? Nu? Este. Scop este plan. E de ajuns sau nu? Strategie. Nu, strategie am făcut, da. În business plan, frate, și strategie. A treilea punct care este? Riscul. Alții care cunoașteți. Nu, da, echipuiți. Am un scop. Am scop, ne mai ies scop. Am scop să dublez, așa e? De făcut un plan ideal. E de ajuns sau nu? Trebuie să acționez. A treilea, e acționez. Și în ultimul, din rezultat. Sunt telonii care bazează tot. Atât în viața sa, cât și în viața sa cu sine. Am un scop, fac un plan, cum să ajung acolo. Planul acesta, fără de doar în două, el nu-i plan. El nu te ajunge la rezultat. Avem nevoie de ce? De acțiuni. De aceea, vă faceți acasă, fix așa, portofoliu. După planul dat.